Hai, dă-i. Am dat deja. Hai. Bine ați venit la Reflecții Utere. În seara aceasta discutăm despre un caz aparte și anume blocarea traficului pe șoseaua Bicaz Gheorgheni din cauza inconștiției unor șoferi care au parcat pe ambele sensuri ale marmele mărci în metru. Se pare că... Nu mai vorbi. De-aia cu no comment. Vai, din capul meu, ce aici? Traficul este blocat pe cel puțin un 2 km. Stai, că n-am văzut cât. Extrem de mult, oricum. Și se circulă, de fapt nu se circulă deloc, vare la vare. Aoleu, plâng copiii mici, dezastru. Mamă! Copiii mici nu mai au scutece și se pare că au început să plângă. Ne întoarcem în partea aia la altă. Nu, no, stai cu petrecerea lor, parcat acolo. Mulți și-au închis deja motorul. Și se pregătesc pentru un somn odihnitor în mijlocul șosele. Faza că trebuie să duc ori ăia, mi se pare că din pare trebuie să dea înapoi și să dea în parcarea aia de la... Dacă nu mergem la Gheorghen cu atât mai bine, întoarce pe noi tu, asta e viața. Yes. Ca o concluzie a celor de azi, nu încercați așa ceva acasă. Ce zici nebuneală? Deja am trecut, am mers un kilometru, poate. Da, da. Păi, auzi, abu, nu se aglomerezi la camping dacă lumea rămâne. Numai eu, perfect pentru noi care mergem pe jos până la cabană, știi? Da, normal. Dacă nu ni te nu ni suntem singuri. Un român, un antreprenor. Hai că stai în imagine. Așa, puteți vinde, mă, puteți vinde chestii. Hai să vinde cât e lung blocajul ăsta. N-am văzut așa unul lung. Am mai văzut blocaj, dacă ăsta n-am mai văzut. Și să nu meargă nimeni, vezi? Și nici măcar dacă era un accident, ceva, pur și simplu... Inconștiență, știi? Trebuie să blochezi ambele chestii, să-și fac? Deci, e pur și simplu pentru faptul că au... Dacă nu chemați 112 să vină în pulte rutier, așa rămâne seara asta. Sunt 60 încolo care vor să vină în coasă. Cel mai bine ar fi din vale să dea înapoi într-o parcare. Să vină rutier, dacă nu vină rutier, așa rămâne în seara asta. Elicopter? Sunați 112. Nu e accident, nu nimic, pur și simplu au parcat pe ambele părți. Parcat este stânga și dreapta, nu au cum să. Deci Alex 112 să dea seama. Dar pe Alex, vreau să spui la 074 numărul tău și... Dacă nu ai mânie, nu, ești dacă... Eșim. Oferim consultantul de urmă. Alex mi eliberează drumul, știi? Ce ți se rezolvă din seara asta? Voi râdiți, dar altceva n-ai ce să facem. Mă suni să vină pe rotiera, că dacă nu vin rotiera, cineva care să vină. Dar și lua la bătaie, eu duc acolo și lua la bătaie de acum unde rătrași și cum mai. Aia din spate, aia din spate, din vale, era mai puțin. Dar trebuie să strâmb, un munici, unul. Ai văzut acolo la cât de mic e, cât de strâmbit chestia aia, că acolo cred că să fie vreo problemă. Da, păi autocarul și... Da, este da. A, cum așa, nu știu ce ai stăpă. Aoleu, dar stâlpul ăla au și poți căzut așa? Vai de ala, eu doar cineva, știu. Aici se termină. Da, dar nici ei nu pot să continui. Toți care vin se blochează, zic. Hai să mergem și noi mai normal de acum. Păi, de acum stai. Să nu vină prea mulți la camping, că nu mai găsesc, nu mai pot să mai merg. Mai treabă, să nu dă nimeni de acolo. Fac treaba noastră. Uite, o emisiune, repetă rutiere. Cât aveam? 2 km? Sunt 2 km, nu? Da. Vrei să ne pui pe YouTube? Da, bineînțeles.